Există probleme mari în ceea ce privește vizibilitatea din partea cetățeanului, pentru că avem în acest moment mulți bucureșteni care s-au deconectat de la rețeaua de termoficare, dar în continuare există și un public captiv. Avem peste 1,5 milioane de apartamente raportate la rețeaua de termoficare, de asemenea toate grădinițele, școlile, spitalele și instituțiile publice sunt raportate la rețeaua de termoficare. Bucureștiul are circa 3800 de kilometri de conducte de transport și distribuție a apei și energiei termice. Este o lungime semnificativ mai mare decât distanța București-Londra sau București-Paris.